Furnica cea însetată. Furnica era însetată și disperată, pentru că nu reușea să găsească apă de băut. Toată ziua muncise fără oprire în magazia de grâne pentru a-și aduna provizii de iarnă și era însetată rău. Părea că va muri de sete când din cer a căzut pe ea o picătură de apă și o salvă. De fapt, era o lacrimă fermecată care, de obicei, apare numai când durerea este foarte mare. Dintr-o dată, furnica se trezi că vorbește și înțelege limba oamenilor. În magazia de grâne, unde se afla, într-un colț plângând, stătea ghemuită o fetiță. De ce plânge așa de amarnic? O întrebă furnica speriată. M-a răpit un urs și mă lasă să plec, numai dacă îi aleg boabele de grâu, ors și secare în trei grăme separate din grămada asta mare. Dar asta durează o lună întreagă dacă muncești singură, spuse furnica atunci când văzu în colț grămada mare de grâne amestecate. Dacă nu le termin până mâine, mă va mânca ursul, spuse fetița. Nu plânge, căci eu te voi ajuta, răspunse furnica. Aceasta plecă și își chemă suratele și se apucară de lucru. Dimineața, ursul găsi grânele în grămezi alese exact așa cum ceruse. Grâu, ors și secar. Se uită la fetiță și parcă nu-i venea să creadă că alesese toate boabele singură. Dar pentru că îi promisese să îi dea drumul dacă va îndeplini sarcina bine, nu mai a avut ce face și a lăsat-o să plece. Așa se întâmplă că o lacrimă îi potolise de-a unei furnici harnice și o salvă pe fetiță.